invit cu respect să vă ridicați. Și pentru momentele care urmează, aș vrea să citesc un cuvânt din Scripturi. De data aceasta, Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 35, pagina Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu, 1022. Norodul stătea acolo și privia. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau: dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlhari răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fărădelegerile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Vă rog să vă reașezați. Sunt binecuvântat de Dumnezeu și onorat în același timp să fiu în această seară la Beclean, la această seară de sărbătoare, de binecuvântare, Biserica Domnului, Biserica numărul 1. Mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o, mulțumesc pentru rugăciuni și mulțumesc Domnului care a fost cu noi în călătorie și ne-a ajutat să fim împreună. Mă bucur să întâlnesc frații Strugariu, Domnul să-i binecuvinteze. M-am bucurat să vă întâlnesc pe dumneavoastră, cunosc deja multe fețe la Beclean, venind aproape în fiecare an și slujind în locul acesta și doresc din toată inima îndurarea Domnului să fie peste noi toți. Vă aduc salutări sfinte de la Cluj, de la Biserica Betania, așa cum se spunea. Salutul bisericii noastre este: Maranata, Domnul nostru vine! Că noi toți îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Și de asemenea, din partea biroului permanent al comunității regionale, nivel la care Domnul m-a chemat să slujesc pentru vremea aceasta, frații transmit salutări de bine, de binecuvântare și dorim din toată inima încă o dată pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am simțit că Domnul este prezent aici în adunare, nu spun cuvinte gratuite. Am simțit prezența Domnului la cântare, la îndemn, la rugăciune și pentru aceasta spun din toată inima: lăudat să fie Dumnezeul nostru. Am văzut că frații Strugariu se bucură să cântați împreună cu ei și eu mă bucur să predicați împreună cu mine. Eu predic și dumneavoastră, dacă este nevoie și simțiți, ziceți amin, aleluia, nu ca să faceți, eu știu, cumva să mă încurajați neapărat, deși și aceasta este bine, dar pentru gloria lui Dumnezeu, că Cel care merită toată slava și gloria, se spunea, este Dumnezeul nostru, lăudat să fie numele Lui. Preobiților, am citit un cuvânt din Scripturi, sigur după multe frământări și în vremea aceasta este vremea frământărilor pentru noi. Aproape seară de seară suntem la evanghelizare și seară de seară trebuie să stăm în fața oamenilor. Și am mai spus lucrul acesta: eu nu sunt un fabricant de predici. De fiecare dată mă străduiesc să transmit un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru inimile oamenilor și mă rog ca Domnul să-mi dea putere. Eu nu cunosc cu ce se confruntă oamenii, nici măcar nu știu pe cei care mă ascultă, dar ceea ce știu este că Duhul Sfânt cercetează totul. Și mă bucur de prezența Duhului Sfânt aici în biserică și că Dumnezeu ne cercetează în această seară. Slăvit să fie numele Lui! Imaginați-vă că Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, era pe cruce. Un moment foarte greu din viața umană a Domnului Iisus. Domnul Iisus a suferit ca și noi, oameni buni. Pe Domnul Iisus l-a durut ca și pe noi. A simțit ceea ce simțim noi, durerea. Și Fiul lui Dumnezeu era atârnat între doi tâlhari. Mereu când este perioada aceasta a sărbătorilor de Paște, în mod special, citesc despre modul cum este această omorâre, dacă vreți, prin crucificare. Aproape că de fiecare dată nu pot citi până la capăt toate detaliile care se scriu despre modul cum moare un om când este crucificat. Foarte complicat. Foarte complicat.
Cu lux de amănunte, dacă citești cum se asfixiază omul, cum persoana aceea care este spânzurată cumva în cuie, într-un mod destul de liniștit, durează ore, durează mult timp în unele situații, până când se asfixiază și omul își dă duhul. O moarte groaznică, o moarte de nedescris, foarte complicată. La o astfel de moarte era condamnat Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Și împreună cu El, spune Biblia, erau doi făcători de rele. Unul la dreapta și unul la stânga. Amândoi, spune Biblia și cuvântul lui Dumnezeu, citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, versetul 44, amândoi tâlharii, la un moment dat s-au asociat cu norodul, cu cei care îl bagiocoreau pe Domnul Iisus și ei la rândul lor au continuat să îl bagiocorească pe Domnul. Matei 27, versetul 44, tâlharii care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de bagiocură. În timp ce norodul stătea acolo și privia, n-avea nicio treabă, nu era implicat în nimic, erau așa niște asistenți, așa cum sunt unii în bisericile noastre. Oameni care nu cântă, nu la dumneavoastră, la noi se întâmplă, care nu se roagă, care nu se implică în nimic, oameni care n-au nicio treabă. Alții își băteau joc, alții aduceau ocări, alții se purtau într-un mod atât de bestial cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus. Tâlharii. Și ei au început să arunce cuvinte de bagioc. Și ei au început să-l bagiocorească. Și ei au început să se poarte din vorbe, bineînțeles, urât cu Domnul Iisus. Și cu toate acestea, în finalul acestui pasaj, citim că unul dintre ei primește promisiunea că va fi astăzi cu Domnul în rai. Nu-i paradox? Păi și ca și termen, oameni buni, gândiți-vă, tâlhar în rai. Dacă Dumnezeu ar fi îngăduit să fie numele Lui în Biblie, nu i-ar mai fi zice niciun tâlhar. I-ar zice numele cel puțin. Tâlhar în rai, dar nu-i compatibil, oameni buni. Nu-i compatibil nici ca expresie, nici ca imagine. Tâlharul să fie în rai. Și cu toate acestea, nu un om, nu un reprezentant al unei biserici, nu, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Cel care are puterea vieții, slăvit să fie numele Lui, îl asigură și îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Credeți că a ajuns? Credeți? Eu cred din toată inima. Slăvit să fie Domnul. Nu vi se pare un paradox, o performanță? Toată viața lui a fost un ratat. Toată viața lui a fost un om cu probleme. Toată viața lui a avut o viață și o trăire compromisă și discutabilă. Din motive bine întemeiate și obiective, a ajuns să fie crucificat. Pentru că a avut o emblemă, un tâlhar. Și repet și insist. Și Domnul Iisus îl asigură. Astăzi vei fi cu mine în rai. Cum se poate așa ceva? Cum a reușit în ultimile momente, minute ale vieții lui, acest bărbat, acest tâlhar, că nu am altă denumire pentru el, spuneam, să ajungă în raiul lui Dumnezeu, împreună cu Domnul Iisus. În primul rând vreau să subliniez, bărbatul acesta a descoperit un sentiment necunoscut de el până atunci. În timp ce colegul lui continua să îl acuze pe Domnul Iisus, să-l bagiocorească pe Domnul Iisus, bărbatul acesta, tâlharul acesta, nu știu dacă cel din dreapta sau din stânga, tradiția și unii spun că cel din dreapta, n-am niciun argument să vă spun că e vorba de cel din dreapta sau de cel din stânga, unul dintre ei. Bărbatul acesta transmite următorul mesaj colegului său,
nu te temi tu de Dumnezeu? Dar vă întreb, până când a ajuns în situația asta, el s-a temut de Dumnezeu? S-a temut? Cu siguranță nu. Dar la un moment dat s-a întâmplat ceva în viața lui. L-a cuprins un sentiment necunoscut de el până atunci, anume frica de Domnul. Oameni buni, este frică de Dumnezeu? Este frică de Dumnezeu? Ne temem noi de Dumnezeu? Se tem oamenii în jurul nostru de Dumnezeu? Cred că v-am mai spus experiența aceasta mea, că am predicat de multe ori aici la Beclean, cel puțin la biserica numărul 1, la așa zisa revoluție, în decembrie 89, eram în orașul Bistrița, la policlinică. Și la un moment dat aveam o problemă, m-am lovit destul de tare la un deget, nu la calculator, nici la tabletă, la ștraif. Știți ce ăla? Aveam cal și ștraif. Și mi-am prins acolo la un lanț, mi-am prins degetul destul de tare, am crezut că e rupt, mi s-a umflat, m-a durut, l-am bandajat și m-am dus la policlinică. Și în timp ce seam la rând acolo ca să mă vadă cineva, un medic, să îmi dea un, să-mi spună cum cei cu degetul meu, dintr-o dată am văzut un foș detașat prin policlinica din Bistrița. Și au început să vorbească. Vin! Acum vin! Cine vine? Și am văzut că cadrele medicale, medicii, asistenții, oamenii de acolo erau cumva spre geamuri, într-o anumită zonă. Bă, cine vine? M-am dus eu la un geam să văd cine vine. Și am văzut mii de oameni venind din zona industrială, cum spunem noi, pe sub pasajul acela de lângă gară, au venit până undeva în zona policlinicii, mă rog, și majoritatea cunoaște zona, și au luat-o spre centru. Domnule, deja nu mai doludești, m-am făcut și o revoluționară, am ieșit din policlinică și m-am băgat între ei. Și am ajuns la prefectură, în fața prefecturii, cineva a luat un microfon de acolo, de pe balconul de unde vorbea tovarășul, și au zis, în genunchi. Mire de oameni s-au aruncat toți în genunchi. Dar nu era parchet, nu era, era ploua, era decembrie. Și au început oamenii să se roage, rugăciunea Tatăl nostru. Eu mă tot uitam, nu ne împușcă cineva, nu se întâmplă ceva. Nu vrea să cred. Când s-a terminat rugăciunea Tatăl nostru, omul acela a luat cu microfonul în mână, a spus, avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu. Și mulțimea au început să aclameze, să spună, avem nevoie de Dumnezeu. Și s-a cântat acolo vreo două, trei colinzi. Eu vă zic sincer, mi-a fost frică. Am zis, bă, nu se întâmplă nimic, nu-i vreo nenorocire, nu ne împușcă cineva, nu ne omoară cineva pe aici. Am mers la tren, făceam naveta cu trenul, am mers la Arcalia, dar pe drum, pe tren, vorbeau oamenii despre Dumnezeu. Deja începeau niște grupuri să cânte colinzi. Se întâmpla ceva. M-am dus acasă, am pornit radio ăla, așa cum era el, rustical și vechi, la care mă ascultam vocea liberă sau Europa liberă sau cum îi zicea. Chiar când am dat drumul, se cântau colinzi. Au început să vorbească oamenii despre Dumnezeu. România are nevoie de Dumnezeu. Au trecut 30 și atâția de ani. Și vă pun în această seară această întrebare. Mai este frică de Dumnezeu? Mai este frică de Dumnezeu? Să ne rugăm pentru țara aceasta, Dumnezeu să aibă milă de România. Să ne rugăm pentru poporul român, Dumnezeu să ne cerceteze, oameni buni. Să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Știți ceva? Frica de Dumnezeu se vede. Se vede. Într-o anumită circunstanță, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Avram a fost întrebat de unul dintre domnitorii din zona aceea, datorită unei atitudini pe care cumva Avram a avut-o. Și omul acela, cumva nemulțumit sau surprins, l-a întrebat pe Avram în Geneza, capitolul 20, versetul 10. Și Abimelec a zis lui Avram, ce ai văzut de a avut atitudinea aceasta? Ce ai văzut de a făcut lucrul acesta? Și știți ce a spus Avram? Îmi ziceam, în țara asta nu-i nicio frică de Dumnezeu. Dacă ceva m-a determinat să fac ceea ce am făcut și să spun ceea ce am spus, este că am văzut că aici nu-i frică de Dumnezeu.
Frica de Dumnezeu se vede, oameni buni. Frica de Dumnezeu este prezentă în atitudinea oamenilor, în implicarea oamenilor, în cuvintele oamenilor, în gesturile lor și în lucrurile pe care ei le fac. De aceea mă rog în această seară, Duhul Sfinte, cercetează-ne. E nevoie să ne fie frică de Dumnezeu. Nu să ne fie frică să nu ne trăznească, nu să ne fie frică de cataclisme, nu să ne fie frică de război, oameni buni, să ne fie frică să păcătuim, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, slăvit să fie în numele Lui. Și la Biblie scrie, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Credeți că Domnul este? Și credeți că Domnul este prezent la Beclean în această seară, în locul acesta? O, Doamne, cercetează-ne! Când este frică de Dumnezeu, oamenii se tem să păcătuiască, oameni buni. Zile întregi, spune Biblia, Iosif a fost provocat de acea femeie stricată și mereu, mereu încerca să-l ademenească și să-l atragă în păcat. Și Iosif a spus, cum aș putea să fac un astfel de lucru împotriva lui Dumnezeu? Cum aș putea? Mă tem să păcătuiesc pentru că îl jignesc pe Dumnezeu, pentru că îl supăr pe Dumnezeu, pentru că mi se rupe relația cu Dumnezeu. E nevoie, oameni buni, să ne întoarcem la o frică autentică. Spunea, nu să ne fie frică că ne bate Dumnezeu, nu să ne fie frică că se întâmplă nenorociri, să ne fie frică să păcătuim, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, lăudat să fie numele Lui. Și Domnul se plângea în istorie, relația Lui cu poporul Israel. Și undeva în Isaia, în capitolul 29, spunea Domnul, versetul 13, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele. Dar ascultați-mă, cu inima este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Nu să ne fie o frică de datină omenească, ci să avem fiecare dintre noi o frică sfântă. Și mă rog, Doamne, cercetează-ne în această seară. Să cerceteze Dumnezeu frații și surorile, să cerceteze Dumnezeu tinerii și copiii, să cerceteze Dumnezeu prietenii, să cerceteze Dumnezeu Becleanul, să cerceteze Dumnezeu județul Bistrița, să cerceteze Dumnezeu România și să avem o frică sfântă de a păcătui înaintea lui Dumnezeu. Și Biserica Domnului spune, amin, Dumnezeule. Despre Noe, citim în Cartea Evreilor, unde apostolul îl așează pe acea listă a eroilor credinței, oameni cu referință înaintea lui Dumnezeu. Și versetul 7 din Evrei 11 spune, prin credință Noe, când a fost înștiințat despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Oameni buni, când ai o teamă sfântă, când știi că toate cataclismele s-ar putea să vină, nenorocirile s-ar putea să vină și mai mult decât toate, vine Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. S-a cântat despre răpire în această seară. Nu sunt povești penticostale, nici ortodoxe, nici catolice, nici creștine. Hristos este gata să vină. Fiul lui Dumnezeu este gata să vin, lăudat să fie numele Lui, să ne cuprind o teamă sfântă și să ne facem un chivot care să ne scăpăm casele, oameni buni. Și chivotul nu-i biserica penticostală, și chivotul nu-i biserica ortodoxă, și chivotul nu-i biserica catolică, și chivotul nu-i un sistem religios, ci chivotul e jertfa de la Golgota, e sângele lui Iisus Hristos. Și rugăm în această seară, Doamne, fă stropirea, cercetează-ne prin Duhul Tău cel Sfânt și să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima, să ne cuprind o frică sfântă de Dumnezeu și să trăim după voia Lui. Și biserica Domnului să spună, Doamne, ajută-ne! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Și spunea Eclesiastru în scrierea lui, în ultimul capitol, trăgea ca un semnal de alarmă, vorbind despre frica aceasta de Dumnezeu. Și în capitolul 12 din cartea Eclesiastrului, la Biblie spune, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Și știți cum încheie? Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria penticostalilor. Aceasta este datoria oricărui om. Să ne temem de Dumnezeu și să avem o frică sfântă.
Doamne, binecuvintează-ne. Și încheia parcă capitolul 12 din Evrei, apostolul, și la versetul 28 din Evrei, capitolul 12, transmitea următorul mesaj. Și vreau să citesc și versetul acesta. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. Și aveți voie să citiți tare. Cu evlavie și cu frică. Dumnezeu să ne ajute. Tâlharul în rai. În primul rând, inundat de un sentiment necunoscut de el până atunci. Frica de Domnul. Și încă o dată îmi doresc din toată inima, într-o țară așa zisă creștină, într-o țară în care valorile spirituale sunt tot mai mult îngropate, într-o țară în care Biblia nu mai are valoare și valorile creștine sunt tot mai marginalizate, să ne cerceteze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să cerceteze Domnul Biserica Pentecostală, să cerceteze Domnul Biserica Ortodoxă, să cerceteze Domnul Biserica Catolică și toate bisericile și toți creștinii și să ne inunde o frică sfântă de Dumnezeu și spunem, amin, lucrează Dumnezeul nostru. În al doilea rând, tâlharul în rai, pentru că își asumă responsabilitatea stării lui. Îi spunea colegului său, pentru noi este drept să fim în situația asta. Îi drept. Putea să găsească țapii spășitori, putea să găsească vinovați. Putea să spună, am crescut la o clasă de copii, din cauza asta sunt în situația asta. Putea să spună, părinții nu m-au crescut bine, societatea este de vină. Pentru că sunt atât de mulți oameni care găsesc vinovați și se caută vinovați oameni buni și nu se găsesc. Dar tendința noastră este mereu să transmitem un mesaj că altul e de vină. Când băiatul nostru care este al 8-lea din familie, acum este și el mare, e căsătorit, avea vreo 3 anișori, țin minte că așa mai făcea anumite ca și copiii. Și odată l-am chemat la mine și am zis, mă, vină încoace. David, de ce ai făcut asta? Și s-a uitat așa serios la mine și a zis, nu eu, Iulia. Iulia era sora lui cea mai mare. Și am zis, Lumița, de unde a învățat ăsta să arunce vina pe Iulia? De unde știe el că în modul ăsta se poate scăpa sau poți să te fofilești de la responsabilități, dând vina pe alții. Când primul om a păcătuit înaintea lui Dumnezeu și a călcat porunca și a, prin conștient a făcut lucrul acesta și Domnul îl cheamă la interviu și Domnul stă de vorbă cu el, în capitolul 3 din Geneza, Biblia ne spune, Domnul îl întreabă pe Adam, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul pe care îți poruncisem să nu mănânci? Răspunsul corect ar fi fost, da, Doamne, mă prăbușesc înaintea ta și spun că am greșit. Uite, am călcat porunca ta. Știți care a fost răspunsul lui Adam? Știți care a fost răspunsul? Femeia pe care mi-ai dat-o, tu. Dacă sunt vinovați în toată povestea asta, sunt doi. Ești tu și femeia pe care mi-ai dat-o. Pentru că tendința noastră este mereu să găsim vinovați oameni buni, să căutăm vinovați. Când poporul Israel era într-un derapaj spiritual, fără precedent, și se întâlnește reprezentantul poporului, împăratul, împreună cu Ilie, trimisul lui Dumnezeu, se întâlnesc într-o anumită vie, încep să discute între ei. Și știți care era modul de discuție, dialogul? Biblia spune, abia a zărit Ahab pe Ilie, versetul 17 din 1 Împărați, capitolul 18, abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis, tu ești acela care nenorocești pe Israel? Și Ilie spune, nu eu, tu nenorocești pe Israel. Mereu se caută vinovați oameni buni. Mereu căutăm țapii spăjitori și găsim și căutăm oameni care să fie de vină. Și nu se găsesc. Îmi place de Daniel, omul prea iubit și scump, căruia Dumnezeu îi transmite mesajul acesta, tu ești un om prea iubit și scump. În scrierea lui din capitolul 9, ne spune cuvântul Domnului la versetul 8, el găsește vinovații. Și auziți ce spune Biblia, Doamne, spunea Daniel,
Nouă, ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Dar de ce ție, Daniel? Dar ce treabă ai tu, dar tu ești special, dar poporul a derapat, dar părinții da, dar înaintașii, dar ceilalți, dar tu ești prea umil și scump. Daniel se identifică cu poporul și spune, dacă este cineva vinovat, noi suntem vinovați. Noi suntem vinovați. Eu nu mă dau deoparte, eu mi-asum responsabilitatea împreună cu cei care au eșuat, împreună cu cei care sunt de vină și spun la această seară, noi suntem vinovați. Se caută vinovați, oameni buni, și nu se găsesc. Se caută cei care au derapat și nu se găsesc. S-au căutat atât de mult timp în istorie vinovatul pentru tot ceea ce însemna derapajele omenirii. Nu se găsea. L-a căutat Ezechiel, l-a căutat Ieremia și oamenii lui Dumnezeu au transmis mesajul, duceți-vă prin piețele cele mai aglomerate și căutați un singur om care să stea în spărtură, care să-și asume unul singur. Și nu l-au găsit în piețele aglomerate. Și în capitolul 19 din Evanghelia după Ioan, dregătorul Pilat, la versetul 5, transmite următorul mesaj. Iată omul. S-a găsit omul. S-a găsit omul care să-și asume vina. S-a găsit omul pe umerul căruia să-și așeze vina întregii omeniri. Și acesta este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Și strigăm la Beclean în această seară, lăudați să fie Iisus. Lăudați să fie Domnul Iisus. A venit în lumea noastră să-și asume vina pentru mine și pentru dumneavoastră, oameni buni. A venit în lumea noastră ca să-și asume păcatul meu și păcatul dumneavoastră. Și când Ioan l-a văzut, a strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și Dumnezeu l-a făcut păcat pentru mine. Și Dumnezeu l-a făcut păcat pentru dumneavoastră. Și Dumnezeu ne-a socotit pe noi, ne socotește neprihăniți prin jertfa lui Iisus Hristos. Și în această seară spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, spune Apostolul Pavel, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, să fii socotit neprihănit, să fii socotit salvat de păcate, să fii socotit fără vină, pentru că Hristos a acceptat vina, pentru că Hristos a acceptat ca să moară, să-și asume vina mea și zi vina dumneavoastră și noi să fim liberi și spunem, lăudat să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Cât de greu este să-ți asumi vina. Când nu ești de vină. Dar este greu să-ți asumi vina și când ești vinovat. Spunea cineva, faptul că suntem responsabili pentru acțiunile noastre face parte din slava pe care o avem ca ființe umane. Să recunoști, nu te umilește, te înalți. Să recunoști, nu te înjosește, te ridică. Auziți? Slava ta ca ființă umană este atunci când ai puterea să recunoști. Îmi place de Petru. Da, l-a trădat pe Domnul. Dar l-a abandonat pe Fiul lui Dumnezeu. Dar s-a jurat cu blestem că nu-L cunoaște. Dar Dumnezeu a cântat cocoșul de 3 ori și a adus aminte de realitatea din viața lui. A ieșit afară. Știți ce a făcut? Probabil că a urlat. Probabil că s-a prăbușit. Probabil că a strigat cu voce tare. S-a tânguit. A plâns. Cu amar. Domnul privește la inimi zdrobite. Domnul are milă de inimi zdrobite. Și Domnul îi ridică pe cei împovărați, pe cei care au nevoie de odihnă, pe cei care au nevoie de vindecarea sufletului. Nu știu în această seară în ce stare te afli, nu ești tâlhar, cu siguranță, dar știu un lucru, poate trebuie să-ți asumi anumite lucruri din viața ta. Poate trebuie în această seară să le recunoști.
Păi trebuie împreună cu mine să te prăbușești înaintea Domnului în această seară. Și Domnul este prezent în adunare să te ierte. Și Domnul este prezent în adunare să te ridice. Și Domnul este prezent în această seară în adunare să-ți dea perspectivă. Slăvit să fie numele Lui. Și mă rog, Doamne, cercetează în această seară. Să te prăbușești în fața crucii lui Iisus. Asta înseamnă pocăință, oameni buni. Pocăință nu înseamnă să vii la Pentecostal și să schimbi biserica. Cineva a venit la mine când slujeam în județul Bistrița, unde am slujit mai multe biserici, și a zis: domnule, am venit să mă botez la pocăiți, la dumneavoastră. Și am zis: dar cum de-ați luat decizia? Zice: m-am sfădit cu popa. Și am zis: nu vă botez. Păi cum, domnule? Și am zis: nu vă botez. Că dumneavoastră care v-ați sfădit cu popa nu durează mult și vă sfădiți și cu mine. Dacă ăsta e motivul pentru care vii la pocăiți, dacă ăsta e motivul pentru care vrei să vii în adunare, ăsta nu e un motiv care să te ajute să rămâi stabil, nu? Pocăință înseamnă nu să schimbi religia, nu să te muzi la o biserică, la alta. Pocăință înseamnă să te prăbușești în fața crucii lui Iisus Hristos. Pocăință înseamnă să recunoști trecutul tău, să-ți dai seama că ai eșuat, să-ți dai seama că nu mai ai nicio perspectivă. Pocăință înseamnă să plângi la picioarele lui Iisus și Hristos este aici să-ți dea iertare, să-ți dea eliberare, să-ți dea biruință, slăvit să fie numele Lui. Când femeia păcătoasă era în casa fariseului, unde a intrat așa fără să își ceară voie, fără să salute, fără să nimic, și se prăbușește în fața, în spatele Domnului Iisus, și începe să îi îmbrățișeze picioarele, începe să îi le sărute, începe să îi le șteargă cu părul capului, și Biblia spune și plângea mult și le săruta mult. Acolo se întâmpla ceva. Acolo se întâmpla o reabilitare, acolo se întâmpla o ridicare, acolo se întâmpla o biruință, biruință împotriva păcatului, pe care, mă rog, Doamne, dăruiește-ne-o fiecăruia dintre noi. Suntem oameni supuși slăbiciunilor, neputincioși, de multe ori greșim prin privire, prin vorbire, prin atitudinile noastre, avem nevoie de iertare. Și seara aceasta este seara eliberării, și seara aceasta este seara vindecării, și seara aceasta este seara biruință la Beclean, și spunem: slăvit să fie Dumnezeul nostru. Și deși fariseul a început să judece, Domnul, în final, a transmis următorul mesaj: păcatele ei care sunt multe sunt iertate, mărit să fie Domnul. De ce? Și-a asumat responsabilitatea trăirii ei. Cine își ascunde fără de legile, spuneți tare, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ai nevoie de îndurare? Eu am nevoie de îndurare. Avem nevoie de îndurare, oameni buni. Avem nevoie de îndurare, fiecare dintre noi. Avem nevoie de iertare. Avem nevoie de biruință în această seară. Noi trebuie să avem pacea și liniștea atunci când ne punem de seară în pat, dacă plecăm din lumea aceasta sau dacă vine Domnul, vom fi cu El. Asta trebuie să avem. Dacă avem rezervă, dacă nu suntem siguri, avem o problemă. Avem o problemă. Asta se poate întâmpla oricum, oricând, să plecăm din lumea aceasta sau să vină Iisus Hristos. De aceea să ne ajute Domnul să fim gata. Ești tu gata? Ești tu gata? Și noi am răspuns așa de ușor: da, Domnul meu, chiar suntem gata? Chiar suntem pregătiți, oameni buni? Suntem gata pentru răpire? Suntem gata pentru ziua și pentru momentul când Hristos va reveni în slavă să-și ia biserica? Suntem gata? Astăzi este seara îndurării, spuneam. Și seara aceasta Domnul ne mai pregătește pentru cer. Dumnezeu să ne cerceteze. Să ne asumăm responsabilitatea stării noastre. Să ne prăbușim în fața Domnului și Dumnezeu să ne dea iertare și biruință. Tâlharul în rai, în al treilea rând, descoperă valoarea celui de lângă el. Până la un moment dat, cel de lângă el era unul ca și el. De aceea l-a batjocorit, de aceea i-a aruncat cuvinte de ocară, de aceea a avut atitudinea care a avut-o. Și la un moment dat, când sentimentul de frică de Dumnezeu îl inundă, când își asumă realitatea din viața lui și responsabilitatea pentru ceea ce a făcut și pentru ceea ce este, se uită spre Domnul
Și nu mai vede un coleg, un tâlhar, unul ca și el, ci vede în Domnul altceva. Vede un mântuitor, vede un Dumnezeu, vede un suveran, vede un împărat. Ce este pentru tine, Iisus? Ce este pentru dumneata, Domnul Iisus? Ce este? Ce este pentru noi, Fiul lui Dumnezeu? Unul dintre proroci a pus Domnul întrebarea ucenicilor, Matei, capitolul 16. Cine zic oamenii că sunt eu? Și unii au zis, unii zic că ești Ilie, alții că ești prorocul, dar voi, cine ziceți că sunt? Și Petru face un pas în față și spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cine este Iisus pentru tine? Cine este Iisus pentru mine? Unul care mă ajută atunci când am probleme? Unul pe care îl port într-o anumită imagine, eu știu, în mașină sau acasă, sau la birou, sau, eu știu, într-o altă situație? Cine este Iisus pentru tine? Este unul care atunci când am nevoie, mă rog, postez și mă ajută și apoi îmi văd de treburile mele. Cine? Cine este Iisus pentru noi? Ce este Iisus pentru tine? Hristos vrea să fie Domnul vieții tale. Hristos vrea să-ți domine viața, ascultă-mă. Hristos vrea să-ți coordoneze viața. Hristos vrea să-ți coordoneze mintea, deciziile și tot drumul vieții tale. Vrea Hristos să fie cu tine și vrea Hristos să te călăuzească și vrea Hristos să te coordoneze. Ești gata să o faci? Ești gata să accepți? Ce frumoasă era cântarea. Mai cântați-o, fraților, că nu se prea cântă. Tu nu pleci niciodată de la mine. Și nici o clipă, singur, nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din cel din tâi la cel din urmă pas. Aveți experiența asta? Este asta o realitate pentru tine, pentru tine, pentru viața dumitale? Să strigi împreună cu mine, lăudați să fie Domnul Iisus. Lăudați să fie Domnul Iisus. Ce vezi în Iisus Hristos? Singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este Iisus Hristos. Auziți? O respectăm pe Sfânta Maria, îl respectăm pe Sfânta Paraschiva, îi respectăm pe toți Sfinții Părinți, îi respectăm. Dar între Dumnezeu și oameni este un singur mijlocitor, Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. 1 Petru, capitolul 2, Apostolul Pavel transmite foarte clar lucrul acesta lui Timotei. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul, Iisus Hristos. Mântuirea este exclusivistă, oameni buni. Am spus-o și cu altă ocazie și o spun și în seara aceasta la Beclean. Nu este alternativă la mântuire, nu există. Biserica Pentecostală nu iartă păcate. Biserica Ortodoxă nu iartă păcate. Bisericile neoprotestante sau tradiționale nu iartă păcate. Preoții și prelații nu iartă păcate. Sub soare, unul singur iartă păcate, Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. El este eliberatorul, El este mântuitorul, El este biruitorul, El este Cel care te ridică, Cel care îți dă bucurie, Cel care te călăuzește, Cel care este cu tine, Cel care îți dă garanția mântuirii. Toma, tu n-ai fost cu noi. Și când tu n-ai fost cu noi, a venit Domnul Iisus. Și Toma a zis, dacă nu voi pune degetul, și dacă nu voi vedea cu ochii mei, și dacă nu voi atinge eu, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii erau împreună și a venit Domnul Iisus. Și a spus lui Toma, Toma, vino și pune mâna. Și nu fi necredincios, ci credincios. Nu știu dacă Toma a pus mâna, nu știu. Nu știu dacă l-a atins. Dar ceea ce știu, că Toma a exclamat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că atunci când cu adevărat te întâlnești cu Domnul, te prăbușești în fața crucii Lui,
și recunoști că El este nu un proroc, El este Domnul vieții tale. El este Mântuitorul vieții tale. El este Liberatorul vieții tale. Este Cel care îți dă perspectivă, Cel care îți dă viitor. Mărit să fie numele Domnului! Doamne! Doamne! Așa se adresează tâlharul. Omul care spunea, îl baciocorise, omul care spunea, era cu ceilalți și cu colegul lui într-o anumită stare. Acum, Doamne! Pentru că cel de lângă el era Domn, era Stăpân, era Mântuitor. Și Domnul Iisus este singurul care a transmis următorul mesaj. Toată puterea mi-a fost dată. Credeți asta? Credeți asta? Uitați-vă câtă luptă pentru puțină putere și pentru puțini ani. Uitați-vă câți oameni mor ca să aibă cineva putere. Uitați-vă câte cadavre se calcă în picioare pentru puțină putere și pentru puțin timp. Hristos are toată puterea. În cer și pe pământ. Și toți care credeți ca mine să spunem, lăudați să fie Iisus. Lăudați să fie Iisus. Are toată puterea în cer și pe pământ. Este Domnul domnilor, este Împăratul împăraților. El zidește biserica Lui și porțile locuinței morților nu vor birui oameni buni. Că la cârma bisericii nu sunt oameni, nu sunt păstori, nu sunt slujitori. La cârma bisericii este Iisus Hristos. N-a pierdut nicio bătălie și biserica va rămâne în picioare pentru totdeauna până va veni Hristos să o ridice la cer, pentru că El este biruitorul. Mărit să fie Domn. Tâlharul în rai, în al patrulea rând, alege nu ceea ce este la îndemână, nu ceea ce este trecător, alege ceea ce este veșnic. Nu s-a rugat să-l smulgă din cuie, nu s-a rugat să-l elibereze de durere, erau dureri groaznice. Nu s-a rugat să facă o minune în dreptul lui, a îndrăznit parcă obraznic, așa, dintr-o anumită perspectivă. Bă, cum îți permis, tu n-ai fost în viața ta la biserică? Tu n-ai făcut o slujbă în viața ta, tu n-ai dăruit probabil în viața ta, tu ai fost cu o viață cum ai fost și îndrăznește și face următoarea rugăminte. Pomenește-mă și pe mine în împărăția ta. Eu cred că tu ești un împărat, eu cred că tu ai o împărăție dincolo de ceea ce se vede, una veșnică, una eternă, eu cred că mai importantă este împărăția decât lucrurile din lumea asta, eu cred în asta, am primit această credință și te rog, pomenește-mă și pe mine în împărăția ta. Vă puteți imagina ce obrăznicie, ce tupeu să faci o astfel de rugăciune, un tâlhar? Și spre surprinderea mea, și a multora, Domnul îi spune, astăzi, vei fi cu mine în rai. Pentru că, ascultați-mă bine, nu există mântuire pentru mâine. Mântuire există doar pentru astăzi. Știți ce spun oameni? Niciodată nu-i târziu. Eu vă spun ce spune Biblia. Evrei, capitolul 4, versetul 1. Câtă vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit? Se poate să fie prea târziu? Se poate? Mâine se poate să fie prea târziu. Astăzi, a spus Domnul Iisus, vei fi cu mine în rai. Pentru că mântuire există pentru astăzi. Pentru că Hristos este prezent la becleală în seara aceasta. Pentru că Duhul Sfânt este prezent în adunare în seara aceasta. Pentru că Domnul te-a adus împreună cu mine în seara aceasta. Și seara aceasta vrea Domnul să fie seara pocăinței, seara prăbușirii, seara întoarcerii și seara când să intrăm în raiul lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu începe din inimile noastre, oameni buni. Și în împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare, nu-i băutură, ci este pace, este neprihănire și este bucurie în Duhul Sfânt. Mărit să fie Domnul. Ai nevoie de aceste lucruri în seara aceasta? Domnul vrea să ți le dea. Amen. Și Domnul vrea să-ți dea liniștea și pacea că tu ești în raiul lui Dumnezeu. Și Pavel spunea filipenilor, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți,
ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Aceasta prin credință și prin jertfa Domnului Iisus. Astăzi îți oferă Domnul mântuirea. Astăzi îți oferă Domnul eliberarea. Astăzi îți oferă Domnul ridicarea. Și mă rog Dumnezeu să te cerceteze. Ce vei face? Am mai spus experiența aceasta. În vinerea dinainte de sărbătoarea nașterii Domnului, m-a sunat un frate păstor din zona voastră, din Iași. Și a spus, frate Bujor, este un cetățean la oncologie, la Cluj. Primeam mereu telefoane și acum m-a sunat ceva pe drum să mă duc în seara asta sau mâine să fac o rugăciune. Am spus, îmi pare rău, nu pot, doar de luni încolo. Este programul atât de aglomerat. Și a spus, frate Bujor, eu un cetățean la spital, la oncologie. Părinții lui au fost oameni al lui Dumnezeu din zona noastră, s-au rugat, au postit pentru copiii lor. Ăsta e cel mai mic din familie. Nu s-o căsătorit niciodată, a trăit așa o viață cum a trăit-o. Are 60 și ceva de ani. Dar acum este foarte bolnav și sora lui, care se ocupă cumva de el în perioada aceasta, m-a anunțat că vrea neapărat să se boteze. N-ați putea să faceți cumva, știu că sunt sărbătorile, n-ați putea să mergeți până la spital să faceți o rugăciune pentru el și să îl botezați cumva, nu știu, cumva să găsiți o soluție. L-am sunat pe fratele Caleb, colegul meu, unul dintre colegii mei, ne-am dus la spital, am căutat pe șeful de secție, medicul care răspundea la momentul acela, i-am spus cine suntem, pe cine căutăm, s-a uitat pe fișa bolnavului și a zis, domnilor, faceți tot ce puteți mai bine pentru omul ăsta, că din punct de vedere oncologic, el mai trăiește zile, nu ajunge sfârșitul anului. Dar sigur, viața este în mâna lui Dumnezeu, a spus medicul. Noi nu dăm zile, dar așa arată situația lui. Noi vă punem la dispoziție tot ce aveți nevoie. Duceți-vă în salon, discutați cu el și spuneți-ne și noi, dacă se întâmplă să plece din lumea asta, am vrea să plece cât de împăcat, cât de liniștit. Ne-am dus la patul omului, i-am spus cine suntem, mă sunase și sora lui între timp, mi-a spus și ea dorința, s-a rugat mult înaintea lui Dumnezeu. Omul, într-adevăr, era așa neputincios, cu picioarele foarte umflate, dar conștient. Am început să vorbim cu el, să-i spunem cine suntem, de unde venim. Și sigur că, la un moment dat, am ajuns la subiectul care ne interesa pe noi. Am înțeles de partea păstorului și a sorei dumneavoastră că vreți să vă botezați. Și omul senin așa a zis, da, vreau să mă botez. Dar o să mă botez peste 2 luni. Și am zis, cum peste 2 luni? Sunteți într-o așa stare de neputincioasă. Și a zis, domnilor, eu am mai fost așa în situația asta, am mai venit la oncologie, am mai plecat acasă, m-am mai simțit mai bine, va fi și acum tot așa. Și am zis, da, am înțeles că părinții dumneavoastră s-au rugat pentru dumneavoastră, au postit, ați fost, și spunea și el, atât de mult s-a rugat mama, atât de mult și-ar fi dorit mama să mă vadă pocăit. Am trăit așa o viață, dar totuși eu am înțeles, știu, vreau, dar peste 2 luni. Și nu l-am putut scoate din asta. La un moment dat, știți ce spune Biblia? Dacă vrea cineva să mă urmeze, a zis Domnul, să se repede de sine, să-și ia crucea și în fiecare zi să mă urmeze. Dar dacă nu vrea? Păi dacă nu vrea, nu vrea. Este alegerea lui. În cele din urmă am încercat, am mai vorbit, n-am insistat pentru că era alegerea lui, era conștient omul. A avut o rugăciune și am plecat. Evident, l-am sunat pe păstor. Și am zis, frate, sunt șocat. Nu pot să cred. Cum n-a vrut să se boteze? Nu vrea să se boteze. V-am purtat? Nu e problemă pentru noi. Noi am venit cu bucurie, cu drag, ne-am rugat pentru el. Am vorbit cu el, ne-am spus din Biblie, știa foarte multe lucruri din Biblie. Am sunat-o pe sora lui. Sora lui care a deschis telefonul și i-am spus că nu l-am botezat, că, mă rog, omul vrea peste 2 luni. Efectiv, a început să urle la telefon și a zis, frate, cu jos, dacă aș ști cât au postit părinții mei,
Mama s-a uscat postind, rugându-se. O plecat din lumea asta neîmpliniți, că el a rămas așa un fiu risipitor. Atât de mult m-ar fi bucurat să se boteze, atât de mult m-ar fi bucurat, atât de mult am postit în zilele acestea și m-am rugat pentru el. A trecut o săptămână și o zi. În sâmbătă, înainte de anul nou, m-a sunat același păstor. Frate, bujor, nu vreau să vă stric sărbătorile, dar am considerat că trebuie să vă sun. Omul nostru este în drum spre Iași. Chiar acum este în drum spre Iași. Vine acasă. Numai că vine în sicriu. L-am văzut câteva minute, o jumătate de oră poate, 40 de minute. Am vorbit puțin cu el. A rămas atât de șocat, atât de afectat. I-auzeam vocea cu o săptămână și o zi înainte. Foarte senină. Peste două luni. Ascultă-mă bine. În seara aceasta este seara dumitale. Amen. În seara aceasta este seara mântuirii. Amen. În seara aceasta este seara iertării. În seara aceasta raiul încă mai este deschis. Aleluia. În seara aceasta acel Iisus Hristos care a stat atârnat între cer și pământ este prezent prin Duhul Sfânt la Beclean. Amen. El este marele împărat, slăvit să fie numele Lui. Dar mâna Lui întinsă este spre tine, este spre dumneata. Încă te mai cheamă. El încă mai vrea oameni pentru raiul Lui, pentru împărăția Lui. Ce vei face în această seară? Vei spune, sunt prea păcătos, prea păcătoasă? Vei spune, n-am nevoie de asta, nu sunt atât de păcătos? Sau vei fi gata să te prăbușești în fața crucii Domnului și Dumnezeu să-ți dea mântuire, să-ți dea eliberare, să-ți dea ridicare și să pleci în seara aceasta, așa cum spuneam, cu bucuria în inimă, că L-ai primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Dumnezeu să te cerceteze. Biserica s-a rugat, biserica postește, biserica este în rugăciune. Frații au venit de departe să cânte cântările Domnului. Noi suntem aici, dar mai presus de toate, aici este Duhul Sfânt. Aici este Domnul Iisus Hristos. Aici operează jertfa de la Golgota. Aici operează sângele lui Iisus care aduce iertare, eliberare și biruință. Trebuie în seara aceasta doar să vrei, doar să accepți, doar să privești spre Iisus Hristos, doar să-L privești ca Domn și Mântuitor personal și să-i spui, Doamne, vreau din seara aceasta să fiu în raiul Tău. Vreau din seara aceasta să intru în împărăția Ta. Vreau să aparțin împărăției Tale, Doamne. Renunț la lume, renunț la viața mea trăită, renunț la formalisme religioase. Mă prăbușesc înaintea Ta și vreau mântuirea și eliberarea. Lăudat să fie Domnul. Haideți să stăm ridicați.